trebuie să pui focusul, trebuie să pui concentrarea, trebuie să pui atenția pe ceea ce contează. Nu ca tâmpiții mea care vin la workshop-urile mele sau ale altora, că nu sunt eu singurul trainer sau coach de pe planeta Pământ, și în loc să fii atenți la mesaj, în loc să fii atenți la energie, în loc să fii atenți la atitudine, în loc să fii atenți la ce se întâmplă în jurul lor, că sunt 100 de tâmpiți care stau așa rupți în cur și morți de foame și ăla din fața lor e milionar, deștept și capabil, ăla în loc să realizeze aceste lucruri și să-l ambiționeze ca și el să devină mai bun decât ăla din fața lui, sau cel puțin egal, ăla îl interesează că n-ai pus tu cratima unde trebuie pe slide. Voi înțelegeți ce zic aici? Deci sunt oameni care în loc să fie atenți la mesaj, să audă mesajul, ei să... Îmi place că acolo ai zis cu... Păi de-aia, exact de-aia o să rămâi un prost toată viața. Că tu, în loc să fii atent la mesaj, la atitudine, la ce tu ai fost atent la... Că n-a pus la virgula, cratima, a scris, nu știu cum, da? Și a zis că a zis cu... Da? Bă! Trezirea fraților, e jale. Deci oameni, zeci, sute de oameni veneau, da, la workshop-urile mele, fie organizate de mine, fie când eram invitat să vorbesc undeva, și mi-atrăgeau atenția că la slide-ul numărul 4 nu era virgula pusă după sunt. Era de la Mihai, mi-a plăcut foarte mult speech-ul tău, mi-a plăcut așa ce ai zis. Mihai, te rog eu, fii atent, am și eu o chestie să spun. Am zis că la slide-ul numărul 4 ai scris acolo, du-te legat. Fii mai atent, Mihai, pentru că sunt oameni care vin la tine în sală și te ascultă și taci în p***a mea din gură să te put. Tu ai stat 4 ore la workshop-ul ăsta, ai plătit 100 de milioane de euro să-l auzi pe Dumnezeu și singurul lucru pe care l-ai văzut și l-ai auzit tu este că la slide-ul numărul 4 eu am scris du-te legat în p***ții mătii de prost. Nu interesează pe nimeni ce am scris eu pe slide. Nu te ajută cu nimic ce am scris eu pe slide. Putea să scriu perfect, putea să fie cuvântul lui Dumnezeu, puteau să fie toate cuvintele dezlegate. Puteam să scriu du-te, d, liniuță, u, liniuță, t, liniuță, e. Nu interesa pe nimeni. Pentru că dacă nu aplici ceea ce spun, ceea ce ți-arăt acolo, nu contează cum e scris, cum e spus, contează ceea ce este. Pentru că energia este, dragii mei. Energia este, există, existența există, este, atât. Da? Masa asta este, uite, masa asta pe care stau acum telefoanele și așa, ea este. Nu contează că e mică, că e mai mare, că e șubredă, că e veche, da? Nu asta contează. De asta sunt oamenii cretini, efectiv, au o viață de căcat. Pentru că pun focusul pe ce nu trebuie, pe ce este nesemnificativ în loc să pună pe viața lor. Cum ar fi fost să fac și eu același lucru? Să zic, dragii mei, vreau și să fac un live în seara asta și când mă apucam de live, știi, intra toată lumea, să fiu de la bă, știi ceva? Ia stați așa că ne oprim, pentru că masa asta, bă, o am de cam mult timp, mă. Deci masa asta o am de prin 2000, stați că vă zic exact de când am masa, că și interesează, știi? Și interesează pe foarte multă lume. Am masa asta din 2013, nu, 2014. Bă, e cam veche, mă. Bă, eu nu știu dacă mai, eu nu cred că mai fac live. Cred că ne oprim aici, pentru că, Mihai, gândește-te, ai grijă la masă, pentru că sunt foarte mulți oameni care te ascultă, Mihai, și masa trebuie să... Înțelegi? Tu ești băiat deștept, tu ești bărbat capabil, așa, da. Dom'le, masa! Asta, dă-te-mă în p***a cu masa ta și cu p***i mă de. Îi dau eu banii înapoi. Le dădem eu banii înapoi. La ăia, ține bună cap. Și când vin clienți și acum, și în ziua de astăzi și până la sfârșitul timpului, dacă discut cu vreun cretin de ăsta, da, îi zic să vezi că ți intră mâine înapoi banii pe cont. Păi cum adică, Mihai, îmi dai banii înapoi? Da, de ce? Că nu mai vreau să te văd. Nu mai vreau să lucrez cu tine. De ce? Că ești un prost în p***. Da, că nu ești atent la mesaj, tu ești atent la virgulă. Ești atent la cratimă. Ești atent dacă vorbesc eu cu p*** sau nu. Aia era, acolo te-ai oprit. Atâta. Păi dacă tu nu mai vezi mai mult de virgulă, dacă tu nu vezi mai mult de cratimă, da? Crede-mă, îți spun sincer, din suflet, din toată experiența mea de 33 de ani actuali și încă 1000 de milenii în spate, că nu o să ajungi niciodată foarte departe în viață.